România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți când se văd politicienii buni, cei care sunt bărbați de stat sau care au curajul să ia anumite măsuri în situații de criză, când capacitatea de a da se termină și trebuie să iei și măsuri care dor. Dar România nu e o țară cu bărbați de stat, s-a mai demonstrat, este o țară cu politicieni slabi care au înțeles că guvernarea înseamnă doar a împărți și a se mufa la resursele statului. Iar când se strânge funia de par, încep să promită pespinarea altora sau, în cel mai bun caz, arată care sunt dușmanii. Așa și domnul Ciolacu, pentru că a simțit că în România nu se mai poate, a aruncat ieri o promisiune din vârful buzelor. S-a zis că s-a întors către națiune și a zis cam așa: vom plafona prețul alimentelor de bază. Pentru că, într-adevăr, avem cea mai mare inflație din ultimii ani și cele mai mari prețuri la mâncare. Și vor și crește în perioada următoare, în mod firesc. Domnul Ciolacu mai spune: domnule, nu-i de ajuns doar să reduci TVA-ul, și asta așa e, pentru că producătorii ar băca diferența în buzunar. Se mai întâmplă. O măsură corectă, spune el, ar fi ca în Ungaria, unde din 12 ianuarie prețurile câtorva alimente de bază nu mai pot depăși un anumit plafon. Este vorba de zahăr, făină, ulei, lapte, carne de porc sau de pui. Măsura a adus deja la limitări din partea unor magazine la cantitatea de produse vândute, dar nu ceva de temut, să spunem. Nu este singura țară, Ungaria, care a încercat asta. Franța s-a luptat un an să impună o astfel de măsură, dar a constatat că firmele au preferat să vândă alimente la export, da? Decât să le lase pe o piață plafonată. Mă întreb cum ar putea funcționa în România o astfel de măsură, când restul prețurilor urcă și iar urcă. De altfel, producătorii de alimente au atras atenția că o astfel de măsură i-ar spulbera în primul rând pe cei mici, care nu pot face față facturilor mărite la energie. Dar domnul Ciolacu știe foarte bine ce face. El știe că mecanismele de piață nu votează în alegeri, dar nu-l costă nimic să trimită bezele electorale către publicul său. Când propui să le dai oamenilor bani, ești mereu într-o situație de câștig. Dacă nu se întâmplă, ceilalți sunt de vină, în speța asta fiind vorba de PNL, care știe că măsura e nemernică, iar dacă se întâmplă, nu te interesează cine pierde, căci tu ai dat satisfacție publicului tău. Este adevărat că o astfel de măsură ar putea să ajute pe o parte dintre cetățenii României, într-o țară cu pensii foarte mici, cu salarii de rușine în foarte multe cazuri. Este o alinare să auzi că pâinea ta va avea prețul neschimbat în perioada următoare. Este de fapt visul socialismului, care ne-a spus ani de zile că va veni o vreme când va curge lapte și miere. Această abordare a fost însă mereu un eșec. O știți din statele socialiste. Iar primii loviți vor fi tot cei săraci, prin dispariția unor produse sau chiar a unor locuri de muncă. Dacă mă întrebați, propunerea domnului Ciolacu este pompieristică, menită să ascundă o seamă de incapacități profesionale și politice, dar mai ales incompetență. Căci inflația e parte din economie. Am trăit deja și știm care sunt căile de rezolvare, da? Rate la credite mai mari, retragerea unor bani din piață cu dobânzi mai mari la depozite și, asta nu o să vă placă deloc, taxarea profiturilor ca să încetinească consumul. E posibil că asta să nu ajute însă, pentru că, cel puțin și la alimente și la energie, noi importăm inflație, da. Aducem și de la alții, asta e lumea de azi, globalizată. Știu, PSD și PNL au acum o problemă și o grămadă de neștiință. Asta e, de fapt, marea problemă. Da. 0372069599. Vă aștept din toată România să spuneți cum va funcționa. Poate greșesc eu, poate nu-mi dau seama, poate e bine ce au gândit oamenii ăștia. Dar cât din veniturile voastre lunare dați pe mâncare? Știu eu, în procente sau, mă rog, chiar în venituri clare, brute, da? Care e cea mai mare scumpire? Adică aia care v-a lovit cel mai rău în coșul ăsta de cumpărături. În definitiv, credeți că plafonarea e o măsură utilă, una care ar putea să ne ajute pe noi toți să trăim mai bine?
Și da, vă întreb astăzi și ce efecte ar putea să aibă pe termen lung. 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook. Eu vă ascult la Europa FM. Să-i dăm drumul, căci întotdeauna știți mai bine decât mine. Mircea este primul care ne vorbește. Salutare, Mircea! Bună ziua și bun găsit la emisiunea de astăzi. Eu vă ascult de mult, am tot încercat să mai intru în direct și la alte emisiuni, dar, mă rog, se pare că sunt mulți doritori. Da, chiar așa este. Îmi pare rău, încercăm să dăm o șansă fiecăruia. Nu e ușor. Da, dar nu e nicio supărare asta. Legat de tema de astăzi, într-adevăr, vedem în ultima perioadă tot felul de... se propun tot felul de măsuri care, unele, sincer, n-au nicio legătură cu realitatea. Iar asta legat strict de subiectul de astăzi, cu plafonarea prețurilor, sigur că da, poate fi o măsură bună, dar nu în contextul actual. Adică s-a ajuns deja prea departe astfel încât o astfel de măsură la momentul ăsta să mai producă efecte. De ce spui asta? Prețurile trebuiau oarecum controlate de multă vreme și aici am lucrat și la stat, am lucrat și în privat, acum am afacerea proprie, ne lovește fel și chip toate aceste măsuri, dar lipsa măsurilor a dus, de fapt, aici. La momentul ce intrării în UE, pentru noi, de exemplu, în 2007, nu eram pregătiți pentru așa ceva. A fost totul pe repede înainte și dacă observați și politicienii de-a lungul timpului și chiar și astăzi, ei nu fac decât să bifeze anumite măsuri, zic ei, nu sunt, de fapt, măsuri, sunt niște prevederi pe care trebuiau să le implementeze, să le pune în practică, ele să-și producă efecte, dar ei nu fac decât să le bifeze. Check, e de fapt o listă pe care tot pun câte o liniuță, știți? Și s-a ajuns aici. De fapt, nimeni nu e în stare să facă nimic. Mă refer la cei care ne conduc. Asta e și temerea mea. Lor politică. Asta e și temerea mea, pentru că, vezi, în această situație, ei au ales cei mai simplu. Au zis, bă, dar cum am putea rezolva asta? A, le plafonăm. Exact. Știți că are niște efecte. Are niște efecte perverse, cum ar spune economiștii. A, nu, n-are importanță. Las că sună bine la public. Hai zicem, bă, o să n-o să mai plătiți pâine. Asta e o porcărie. Vor să crească. Și mama mea, de exemplu, are 1300 și ceva de lei pensie, după 30 și ceva de ani de muncă. Mă rog, când a intrat la pensie, nu i-au mai socotit și spoile de toxicitate, a lucrat la o fabrică din asta de covoare, s-a îmbolnăvit acolo, a inhalat praf de lână, coloranți de la vopselurile chimice și așa mai departe. Toxic, a lucrat în mediu toxic. Are o pensie de 2 lei, mă rog, ca mulți alți pensionari din ziua de astăzi, însă chiar și mama a observat niște lucruri simple pe care politicienii noștri nu le observă. De fiecare dată când s-au crescut, când au fost crescute pensiile și salariile, au crescut și prețurile necontrolat și de regulă cu procente mai mari decât creșterile de pensii și salarii, știți? Da, pentru că aruncarea de masă monetară în piață care nu are răspuns în economie, generează inflație. Și hai să mai spunem oamenilor un lucru care e foarte important, Mircea. După ce Uniunea Europeană, în timpul crizei sanitare, a hotărât să arunce cu bani în toate țările membre, miliarde și miliarde de ajutoare, s-a creat inflația, adică sunt bani peste tot acum, dar noi nu producem. Și asta e situația în momentul ăsta. E inflație peste tot. Noi exportăm valută. Noi nu producem nimic. Noi facem decât export de valută. Dacă, adică de euro în special și alte monede, dolari, că toată lumea cumpără din China cu precădere, noi nu mai producem nimic. Ați dat un exemplu mai devreme în promo, până să intrăm în direct, cu producătorul de făină, acum cu plafonarea, care se apucă să vândă. Da. Legat de producătorul ăsta de făină, și acolo în agricultură, acolo ar trebui să, cum să spun eu, există o criză alimentară, e adevărat. De multă vreme, populația, mi-aduc aminte la orele de geografie pe care le făceam în școala generală, când mi se spunea că populația globului, vorbind de banii 80, 90, știți? 80 de fapt, când se spunea că populația globului global va crește exponențial,
se va aridiza, cum să spun eu, teritoriul României va căpăta... Imediat o să vezi asta, în 10, 15, 20 da, de ani. Da. Către asta ne îndreptăm. Mă bucură clar viziunea pe care aveau profesorii de atunci, pentru că ei, de fapt, citeau ce mai picau de pe diverse... Exact, da. Pe timpurile alea vă dați seama, informația destul de controlată. Va fi și mai greu aici. Asta încerci tu să ne spui din punctul ăsta de vedere. Și atunci, dacă nu suntem capabili să ne adaptăm, să, cum să spun eu, să fim cu un pas înainte, dar ajung la o altă discuție, că de asta sunt atât de multe informații pe care aș putea să le spun, dar timpul e scurt și trebuie să mai vorbească și alții. Francezii, la momentul intrării în Uniunea Europeană, au înființat niște, asta o știți de la un francez, au înființat niște, cum să spun eu, birouri de informare pentru mici agricultori și le spuneau același lucru pe care ni l-au spus și nouă după împărțirea pământului, după restituirea proprietății și așa mai departe, să nu distrugem comasările de terenuri, să rămână acolo. Îți propun după să... 30 de ani am înțeles că și le refacem din nou. Da. S-a ajuns, știți? Îți mulțumesc pentru informația asta. Da, o să vezi că o să vorbim. Îți mulțumesc tare mult, Mircea. Vreau să mai introduc pe cineva în direct. Va fi o discuție asta cu pământul, pentru că sunt oameni care, sub aspectul naționalismului, luptă împotriva acestui tip de comasare care este eficientă agricol, da? Și o să vedeți discursul ăsta la câteva partide. Dar, în fapt, ei luptă împotriva unui tip de eficiență. Emanuel, salutare, bine ai venit la România în direct. Ce-i cel mai scump sau ce s-a scumpit cel mai tare? După mine, bună ziua, în primul rând, ție și tuturor ascultătorilor Europa FM. Eu zic că cel mai rău s-au scumpit carburanții. Carburanții s-au scumpit prima oară cel mai mult, după părerea mea. Pe urmă a urmat gazul, a urmat curentul, tot ce înseamnă energie e aproape dublu față de cum era anul trecut cel puțin. Scumpindu-se tot ce înseamnă energie, carburanții, asta e normal să se reflecte în prețul produselor. Crescând prețul de producție al unui produs, obligatoriu trebuie să crească și prețul lui. Dar domnul Ciolacu ar trebui să mai ia o carte de economie, să citească. E simplu. Eu chestia asta am învățat în clasa nouă. Pe vremea mea exista o materie, economie, care se făcea. Dar cred că dânsul a sărit peste orele acelea. Nu l-a interesat. Domnule, hai să-ți spun eu. Politice. Unde s-a uitat dumnealui, s-a uitat așa. Uite, de exemplu, în China. Zice așa, că în China s-a băgat o astfel de plafonare, e prima dată într-un deceniu și ei spun, domnule, e un pas ca să oprim creșterile nerezonabile ale prețurilor și pentru a reduce așteptările publicului privind inflația. Măsurile vor fi ridicate odată ce prețurile vor scădea, a spus guvernul chinez. Deci de undeva s-a inspirat domnul Ciolacu. Mai e o țară de unde s-a inspirat. Thailanda, să știi că în Thailanda se plafonează. Dar putem numai de țări care... Sincer, nu știu dacă au o economie atât de competitivă în afară de China, care ei oricum sunt plafonați, că e comunismul, care toate trebuie să fie la fel, fiindcă majoritatea produselor sunt locale. Deci majoritatea produselor după piața chineză sunt locale. Deci nu au creștere. Stai că îl pierdem. Pot să muți telefonul dintr-o parte în alta ca să mai putem discuta sau să vedem ce se întâmplă? Ne mai auzim? Cred că se pierde semnalul, nu? Da, se pierde semnalul. Îmi pare rău, Emanuel. Părea că e pe drum. Oameni care muncesc, oameni care știu cum arată România reală. Dar știți ce vă rog? Dacă e cineva care lucrează în industria asta alimentară sau în panificație, știu eu, lapte, carne, tot ce ar putea fi plafonat, dom'le, hai sunați-ne și spuneți-ne din experiența voastră, 0372069599, pentru că din punctul meu de vedere, producătorii mici vor fi primii afectați. Liviu, salutare, ești la România în direct. Cum vezi măsura asta? Salutare Cătălin, salutare tuturor ascultătorilor. Din păcate, România a suferit de-a lungul anilor foarte multe modificări și aici mă refer la tot ceea ce înseamnă industria energetică și agricultură. Am lucrat într-un domeniu îmbrătățit cu fiare
și am avut ocazia să văd ce s-a distrus în timp și cum au arătat câmpiile patriei și cum arată acum. Mm-hmm. De asemenea, cred că greșelile cele mai mari pe care le face domnul Ciolacu, fiind și buzoian de-al meu, este faptul că se inspiră din alte economii care nu prea se raportează la ceea ce facem noi. Îți mai dau exemple. Mai ai aici Venezuela, care plafonează prețurile la produsele de bază. Știi ce e în Venezuela, da? Da, bineînțeles. Argentina. E o criză extraordinar de mare acolo. Argentina a impus o taxă la export pe cereale, pe lângă prețurile, pe lângă controlul prețurilor interne, da? Au fost zguduită de protestele fermierilor. Malaezia e o țară care a mai făcut chestiunea asta, da? Exact. Deci e total neinspirat și total, să zic așa, paralel cu realitatea economiei românești. Domne, nu e paralel. Hai să-ți explic cum vede el lucrurile. El știe foarte bine ce e acolo. Despre domnul Ciolacu se spune la un moment dat că a avut o patiserie de asta, covrigărie. Da? Așa. Da. Nu-i de râs, domnule, asta e o meserie onorabilă. Așa cine e, face covrigi în România, jos pălăria, aia sunt oameni care se chinuie, caută muncitori. Știu că sună așa. Știu de ce râs și că și eu zâmbesc. Când, vezi, domnule, președintele Camerei Deputaților, partidul, zice lumea de la început, de la o covrigărie. El știe exact realitatea economică, dar mai știe un lucru. Știe că are o masă de alegători care sunt foarte mulțumiți de chestiunea asta, care sunt cărcați exact. Și de partidul AUR și de ce mai spun cetățenii de la PSD. Domnule, stați liniștiți, partidul se va ocupa. Ăștia care produc, ăștia cu magazinele, ăștia cu distribuția, ăia cu fermele, ăia fură, bă. Pământul vi-l fură, da. Vă fură grânele, vă fură prețurile din buzunare. Exact. Iar el încearcă să pozeze în acea persoană care va aduce stabilitate și va fi totul perfect și frumos în România, dar din păcate nu se raportează la realitatea economică. Realitatea economică este că atunci când nu trebuiau vândute aceste resurse, că nu trebuiau distruse, economia a fost distrusă, a fost împărțită, fărâmițată și vorbim de la industrie până la agricultură, totul a fost distrus cu bine cunoscutele reușite ale baronilor locali, care tot de acolo provin, tot din PSD. Da. PSD-ul nu o să se potolească. Mulțumesc tare mult, Liviu. PSD-ul asta știe că trebuie să facă. Domnule, noi asta le spunem alegătorilor, că o să fie bine și că partidul are grijă. Noi însă am mai trecut prin inflație și ne-a fost teribil de greu. Și altora le este teribil de greu. Sunt mecanisme, alte tipuri de mecanisme pe care trebuie să le punem în funcțiune. Mecanisme care țin de Banca Națională, mecanisme care țin de finanțarea economiei, de capacitatea statului de a scoate banii din piață. Despre asta e vorba, adică alt tip de măsuri, nu genul ăsta de, cum să-i zic, populism. Ăsta e foarte simplu. Zice economistul Băncii Mondiale, Don Mitchell, domnule, trebuie să luăm măsuri țintite, cu subvenții directe pentru cei săraci. Transferuri de venit sau asistență alimentară pentru oamenii săraci vor funcționa mai eficient. Uite, alt tip de soluție. Marius, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătălin, salutare ascultătorilor, mă bucur să te aud. Părerea mea, nu știu, Ciolacu și PSD-ul, ce și cum, dar cert este că, din punctul meu de vedere, aceasta nu se poate numi economie de piață ce este la noi. Te rog, explică. Acești comercianți, în general, își bat joc. Și să spun de ce. Cred că ar trebui să vedem, de fapt, dacă s-a scumpit, de exemplu, uleiul, care este profitul, care este adausul, care este marja de profit a celui care vinde. Dacă laptele pleacă de la producătorul, de la fermă, cu 50 de bani și ajunge în raft cu 6,50 lei, nu știu dacă asta se numește economie de piață, dacă tu nu ai concurență. Adică, din punctul meu de vedere, oamenii aceștia, ce se întâmplă acum și cu energia, și cu gazele, și cu tot, a fost plănuit de mult. Plănuit? Adică, dacă... E mult spus plănuit, da. În sensul că, da, dacă vrei eu să spui că... Eu am acceptat acest moment în care fac praf. Deci, Cătălin, s-a spus curentul cu 20%. Asta, mie nu-mi place asta cu plănuit, că sună că e o conspirație mondială. Dacă nu, vrei nu să spui... conspirație mondială. Oamenii aceștia au știut de la început, a fost ținta lor de la
90 să ajungă aici. Și să dau un exemplu. Dacă curentul s-a scumpit, cum se spune în presă, cu 20%, da? Da. Păi înseamnă că dacă eu am avut o factură la curent de 200 de lei, o să plătesc 240 de lei. Dar nu 2400 de lei. Dacă eu am consumat 200 de kW și acum mă trezesc cu 2000 de kW, asta unde este? Ai, nu știu, asta pot să fie greșel. Mie factura mi-a venit într-adevăr cu 30% mai mare. Pot să dai un exemplu de un furnizor care a greșit în favoarea lui? Și dacă ai greșit, dai banii înapoi, nu-i scazi din factură. Stai nu obligi omul nu să generaliza, plătească factura. Nu generaliza, că nu știm exact... Sunt foarte multe din astea. Nu, sunt foarte multe, dar nu e general. Uite, eu, de exemplu, îți dau exemplu. Dom'le, eu am primit facturi corecte. Și da? Eu am primit facturi corecte. Bun, dacă amândoi am primit facturi corecte, despre ce discutăm? Discutăm atunci despre doi furnizori. Asta a fost ministru aici. Hai puțin să nu stăm cu teoria conspirației. A fost ministru și a stat la microfonul la care sunt eu aici. Așa este așa. Dom'le, avem minim un producător, adică doi, voia să zică el, care au dat facturi neplafonate în piață. Asta a zis. Apropo, mâine vine Răzvan Niculescu, fostul ministru al energiei, și stăm de vorbă despre asta aici la România în direct. Zice, sunt doi producători. Asta înseamnă, într-adevăr, probabil în jur de un milion și ceva de facturi care au venit neplafonate. Dar restul facturilor sunt mult mai mari, într-adevăr, dar ele sunt plafonate și calculate corect. Acum, prețurile la energie... Prețurile la energie sunt mari peste tot pe planeta asta în momentul ăsta. Dar nu vorbim de asta, pentru că eu am spus încă o dată. Dacă a crescut 30%, e 30%. Dar când tu îmi calculezi mie pe două luni, cum vrei tu, cei care au trimis facturile incorrecte au fost sancționați? Asta sau este ca la treaba cu construcțiile? După cum știi, nu au fost sancționați. Păi, ce vrei să-ți răspund aici? Cum e ca și la construcții. Unul construiește ceva de un milion de euro da. Știe că amenda pe care o primește e 50 de lei. Să nu confundăm planurile. Adică una e să ai un stat incapabil să-și facă ordine în curte și alta este o conspirație. Adică... Prima dată să facă ordine în curte, părerea mea, sunt două lucruri. Unul, ca legea să fie respectată și cei care greșesc să fie sancționați, și al doilea, să existe o concurență. Și această concurență este să fie din partea statului. Adică dacă eu mă duc să cumpăr curent de la stat cu un leu kilovatul, asta este. Dacă cumpăr asigurare de la stat cu un preț, cel care vinde privatul poate să vândă cu cât vrea el, că până la urmă trebuie să se adapteze. Și vis-a-vis de ce spuneai de faptul cu plafonarea, există ce a spus voi, că poate să se ajungă la penurie, dar poate să se ajungă și în cealaltă parte, în care cei care vând să nu mai aibă cui vinde, să rămână cu produsele acolo, pentru că oamenii nu mai au bani. Din 1500-2000 de lei, ce poți să cumperi? Și lucrul ăsta, dacă îmi permiți, s-a întâmplat cu ani în urmă, când cei de la leasing și-au bătut joc de clienți, le-au luat mașinile înapoi, le-a luat și ANAF-ul, tot așa, și au stat cu ele în curte pentru că nu au mai avut cui le vinde. Și unii dintre ei mai stau și acum cu ele în curte. După asta piața s-a reglementat, adică în continuare. S-a reglementat, dar de asta spun, Cătălin, statul trebuie să aibă un rol prin care concurența să fie concurență. Nu se există 2-3 care să înțeleagă și să ne facă praf. Da, aici avem un Consiliu al Concurenței care merge destul de bine, dar tu ai plecat de la un exemplu. Nu face nimic. Cei de la asigurări, vezi cazul City, nu face nimica. S-a făcut atâta. Cei de la NRE nu fac nimic, dar să știi că la Consiliul Concurenței, eu uitându-mă pe dosarele lor, văd întotdeauna niște amenzi uriașe. Scuză-mă, dar acolo e foarte greu de investigat ceea ce spui tu. Iar exemplul de la care ai plecat, exemplul corect de la care ai plecat, este că, într-adevăr, la lapte se pleacă de la 50 de bani și se ajunge la 6 lei, da? Și acolo sunt niște mecanisme dezechilibrate. Acolo poate să se uite statul român. Păi, știi, la tipul de mecanisme dezechilibrate. Spun, dacă mai îmi dai voie, eu am fost producător, am lucrat, am avut agricultură, dar eu, în momentul în care mergeam la piață, aveam două alternative. Fie dădeam marfa la samsari, dacă nu le dădeam marfa la samsari, la... o oră, două, veneau cei de la controle și stăteau amendă pentru orice. Nouă la producători. La samsari, nu. Eu, de exemplu, dacă aveam certificat de producător și nu aveam prune trecute pe el, că a uitat omul de la primărie, dar aveam 2 kg de prune la vânzare, primeam dita mai amendă. Te cred. Aici vorbim la de corupție. La fel și acum. Da. Pot să-ți dau un exemplu. Eu circul mult, lucrez în vânzări. Văd mașini de ANAF, mașini de ANPC-ul, doar la cei mici, în schimb nu văd una la cei mari. Una.
N-au văzut un control la un supermarket. A fost ANPC-ul iarna trecută peste supermarketuri de, Doamne iartă-mă, iar la Anafu nu se duce la supermarket cu o echipă acolo. Nu e corect să spun numele pe post, dar pot să spun trei supermarketuri mari care au un preț la raft și altul la casă. Și pe față, deci cu un tupeu ieșit din comun când am spus că nu este așa, știi ce mi-a zis? Du-te și atunci să văd prețul. Și zice, la mine în calculator e așa. Da. Pentru că la raft era 50 de lei și când am ajuns la casă era 60 de lei. Ăsta. Mulțumesc tare mult. Acum eu bănuiesc supermarketurile de destul de multă corectitudine în materia asta a prețurilor. Și știți foarte bine că plătiți prețul de la raft. Că luați prețul de la raft, îl aduceți la casă și ăla e prețul. Că nu vă poate impune chestiunea asta. Că sunt greșeli, că sunt modalități de a eluda taxe, impozite. Da, și încă foarte multe. Aici are de făcut statul român treabă. Că sunt dezechilibre majore? Da, sigur că da. Aici trebuie să găsească statul român acele pârghii. Dar noi am plecat de la plafonarea prețului la alimente. Cristian, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin, te salut pe tine și ascultătorii tăi. Nu cred că e o măsură bună pe termen lung măsura aceasta de plafonare a prețurilor, pentru că ea nu face parte din economia liberă. Economia, de fapt, e globală. Tu nu poți să vii și să reglementezi prețul la ulei, la zahăr, la sare, la făină, pentru că vor începe să exporte. Ce face? Dacă plafonează prețul, ce o să dea o lege să interzică să se exporte? Oricum va crește inflația. Și se vede în Turcia, spre exemplu, că Erdogan n-a vrut să asculte experții care au spus să crească dobânzile, au fost încăpățânat și cine se uită și urmărește să vadă că lira și-a pierdut jumătate din puterea de cumpărare. Acolo e o nenorocire, da. Pentru mulți oameni lucrurile... Turcia e o nenorocire, da. În curând și la noi, în Europa s-ar putea să se întâmple așa ceva, dacă s-ar ține foarte, foarte mult pe drumul ăsta de plafonare a prețurilor. Prețurile se vor regla mai devreme sau mai târziu. E adevărat, trebuie să protejați oamenii care au o situație, să zic, financiară mai delicată. Ei, și asta trebuie să vii să-i ajuți, dar nu pe toată lumea. Cum mai face pentru asta? Pentru că un om... e destul de greu. Trebuie văzut exact politicieni... cum ai putea să-i ajuți cu alimente, spre exemplu, pe oamenii care sunt în situații sociale, speciale. Pentru că cine vrea să se care cu mașina să plătească, să zic așa. Vezi ce... La noi este asta există și un consum foarte mare de asta e domnul Ciolacu populist. De asta e domnul Ciolacu populist. Pentru că, de exemplu, domnii parlamentari, hai că o dau și eu un populist, mai vrei? Dacă pot, că mi-e atât de simplu. Dar de ce îi trebuie lui domnul parlamentar Ciolacu și la toți băieții aia care sunt în parlament de la toate partidele și la ea de le dă dură pensii speciale? De ce le trebuie lor, mă, plafonare la prețuri la alimente la toți? Cine încasează din justiție o pensie de... Ia, stai să mă gândesc. 14.000 de lei. Așa, 16.000 pe lună. Îi trebuie și lui plafonare de prețuri la alimente? Ce are pensia lui maică-mea de 2.300? Sau nu, cred că maică-mea are mai mult. M-a zis cu prostie. Cred în plafonări. Eu cred într-o piață liberă. Ea trebuie să fie liberă, pentru că așa funcționează cel mai bine. Sau cel puțin până acum... a funcționat foarte bine. Acum e și contextul, să zic așa, cu Rusia, care furnizează foarte mult gaz și petrol în Europa. Cel puțin gaze, din ce știu, cred că undeva la 40% sau pe acolo. Da, tot și gazul să spunem că se consumă în economie. Rusia a profitat de moment și a scumpit gazele și obligă Europa să se poarte într-un anumit fel. Și da, din cauza Rusiei, să înțeleagă toată lumea, se scumpesc și toate pe la noi și ei știu foarte bine. Și asta creează dezechilibre, nemulțumiri populare. Cred că ar trebui tratat mai cu atenție și văzut exact în momentul ăla în care nu poate să mai se comporte România cum se comporta cu, nu știu, 10 ani, 12 ani. Da. Problema este, Cristian, că politicienii noștri nu se ridică în pregătire mai sus de genunchiul broaștei, da? Noi și aproape programatic, să nu avem o soluție mai deșteaptă la o problemă mai complicată. Ne uităm în jur și zicem, ori nu se poate, ori nu. Lasă că le-o dau pe aia, o să fie bine la toți. Nu cred în bine la toți. Eu nu cred că e posibil în chestiunea asta. Aș vrea să fie așa, dar nu cred că e așa.
Cristian, mulțumesc tare mult. Spor la treabă. Ați văzut, domnii de la guvernare, cum se gândește în mod corect? Da? Exact ce a spus omul acesta. Prieteni, nu toată lumea are nevoie de tipul ăsta de ajutor. Aveți o clasă întreagă de cetățeni care lucrează la stat, că salariile mai mari, în medie aproape 5.000 de lei salariul la stat, și lor le este greu, recunosc, dar nu le este atât de greu precum celor săraci. Asta e diferența dintre societățile care învață din trecut și societățile care, sigur, vor să meargă așa, înainte, indiferent de situații. Octav, salutare! Bine ai venit la România în direct! Octav! Ia să vedem, își face curaj? Nu! E scump și telefonul. Lucian, salutare! Ești la România în direct! Alo! Salutare, te ascultăm! Bună ziua! Nu mă așteptam să intru acum, trag pe dreapta pentru că sunt la volan. Nici eu, dar asta am tras pe dreapta ca să nu am probleme. Mulțumesc. Bineînțeles că n-am cum să fiu de acord cu plafonarea, pentru că domnul Ciolacu ar trebui să-și aducă aminte că tot partidul dânsului la un moment dat a plafonat prețul medicamentelor. În mod special pensionarii au fost fericiți, dar au fost nefericiți în momentul în care s-au dus prin farmacii și n-au mai găsit medicamentele. Da. Explică-le oamenilor și de ce, că vă stăpânești bine fenomenul exact astăzi. Nu cred că este nevoie de prea multe explicații. Pur și simplu, pe piața liberă, producătorii au plecat cu produsele și le-au dus acolo unde prețul era cel pe care îl cerea piața. La fel va fi și cu alimentele. Ori vor reduce producția pentru că nu își vor permite să producă la un preț sub sau să vândă la un preț sub prețul producției, ori vor duce produsele în altă parte. Deci asta este un aspect. Un al doilea aspect, dau un exemplu. Am fost într-un magazin, este arată ca un supermarket, dar este unic, adică nu este o rețea. Și m-a rugat cineva să-i cumpăr 1 lei de orez. Nu știu cât cumpără uleiul de orez. Ei bine, prețul era de aproximativ 12 lei, 11,99, știți cum sunt prețurile. Același produs, exact aceeași companie, același, probabil și luat din aceeași sursă, la un alt magazin, o rețea din aceasta mare, nu știu dacă e voie să spun n-are numele, importanță, mai bine nu spun, nu contează, așa? Era 24 de lei. E, produs de lux? Deci, cum ar fi? Același produs, uleiul de orez, 24 de lei. Și atunci, mecanismele pe care statul le-ar avea la dispoziție pentru ca un astfel de produs să nu ajungă la un preț din acesta foarte mare, și asta se poate pune la toate produsele, ar fi ca, eu știu, să fie impozitat în mod excesiv, în așa fel încât vânzătorul să nu își permită să pună un preț care să fie peste o anumită limită de bun simț. Dar asta, eu știu, ar trebui să fie mecanisme pe care să le aibă statul român. Nu să vină și să spună plafonăm, pentru că până la urmă este mai mult politic decât... E o șmecherie politică, da, să spunem. Exact, asta. Exact. E o șmecherie, dar cu efecte periculoase. Știi ce ar fi interesant? Și în momentul în care a debutat criza sanitară și exista penurie de alimente, dacă ții minte, vreo două săptămâni, s-a vorbit așa, hai să plafonăm prețurile la niște alimente care sunt de bază, dar să plafonăm adaosul comercial. Să le spunem oamenilor că în realitate nu mai pot să-și pună marje de profit foarte mari, ci că trebuie să lucreze cu marje mici. Aia părea o idee mai, cum să zic, pe lângă care mai puteai discuta. Spre deosebire ce, de asta ceva care... Ceva mai aproape de piața, piața normală. Uh-huh. Încă un lucru, dacă se poate. Probabil că ar trebui văzut ce se întâmplă și pe piața energiei. Aș vrea să vă aduc aminte, dacă nu cumva ați uitat sau n-ați uitat, acum, eu știu, 4, 5, 6 ani, nu mai știu exact, nu eram pregătit pentru emisiunea asta, prețul benzinei și al motorinei a fost la un moment dat tot așa peste 6 lei. Da,
puși aproape 7, da. Da, da. Nu mai știu exact, dar în orice caz peste 6 lei. Ei bine, prețurile au crescut la momentul respectiv în funcție de energia consumată, apoi piața petrolului a scăzut, motorina, benzina au ajuns undeva pe la 4 lei și ceva, dar interesant, prețurile n-au scăzut pe piață. Încă ceva, la momentul respectiv era, ajunsese barilul de petrol undeva pe la 160-180 de dolari, dacă vă aduceți aminte. Acum ajungem la un preț de 80 de dolari pe piață al barilului și combustibilul ajunge tot la peste 6 lei. Nu cumva este o problemă pe undeva și cu piața energiei și aici ar trebui să intervină tot statul român și domnul Ciolacu în loc să se gândească la plafonarea prețurilor? Da, e o bună întrebare. O iau și o adresez mâine lui Răzvan Niculescu, care a fost ministru al energiei și un om foarte capabil pe care România îl are în această materie și aștept un răspuns de la el. De altfel, îți mulțumesc tare mult, Lucian. De altfel, cum să zic, mâine aștept toate întrebările voastre și toate problemele voastre legate de facturi, de ceea ce vi se întâmplă și mai ales de cele legate de ofertele astea care sunt de 5-6 ori mai mari când expiră contractele. De azi au început să vină facturi noi și cred că o să avem o discuție interesantă mâine. Alexandru, salutare, ești la România în direct. Discuția noastră a plecat de la propunerea PSD privind plafonarea prețurilor la alimente. Bună ziua, Cătălin, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Nu știu dacă în, cum să zic, capitalismul ăsta sălbatic al României din momentul de față și nu numai de acum, măsurile astea sunt bune sau nu. Dar haideți să privim nu numai trecutul, cât și prezentul. Nimeni nu interesează în momentul de față, este părerea mea umilă, indiferent de partidul politic, ca această țară să meargă într-o direcție bună. Să avem niște specialiști care știu să regleze niște mecanisme economice în care să se gândească și la om. Ne gândim totdeauna mult prea târziu, în interesul buzunarului. Câțiva care au discutat până acum au atins foarte bine acest aspect. Nu respectăm legea. Ca o țară să poată să facă pași economici în domeniul dezvoltării, ar trebui ca fiecare să respectăm legea. Nu respectăm. Bună, proastă, cum este, indiferent. Eu acum nu vorbesc de Ciolacu, nu vorbesc de Câțu, nu vorbesc de nimeni. Uitați-vă nu numai la chestia asta, la măsura asta care, cu plafonarea, care nu va fi un lucru bun. Vă spun foarte sincer, o să vedeți mai târziu. Dar uitați-vă și la împrumuturile pe care le-am făcut. Nu spun nume, n-are rost. Nu are rost. Cu ce dobânzi, cu ce sacrificii generațiile următoare nouă vor plăti aceste lucruri. Nimeni nu se gândește la această țară. Totul este de vânzare. Începând din 1990 până în moment, totul a fost de vânzare. Există măsuri, există oameni competenți. Nu. Există bani și interese. Banii și interesele nu sunt niște lucruri rele. Toată lumea vrea bani și are interese. Și tu, și eu, că și tu ai interese, nu? Normal, adică este foarte normal. Și eu unde lucrez, să meargă treaba bine, important să pot, dacă am pe cineva în subordine, să pot să-l plătesc, să pot să ducă un trai decent. Oare toți gândesc așa? Important este să avem un echilibru. Domnul Cătălin, numai puțin, numai atâta și porun vreau. N-aș vrea să fiu subiectiv, nici eu, nici dumneavoastră. Să ducem întotdeauna niște discuții, să nu mă luați nume de rău, Doamne ferește, acuzând pe cineva, putem să-i acuzăm pe toți care au fost la conduce. Da. Nu fac parte de nici, nu fac parte de niciun partid. Eu analizez pur și simplu ce fac ăștia. Nu ăștia și cei care au fost și cei care vor veni. Nu fac nimic pentru România. Îmi pare rău că spun. Eu mâine mi-aș lua familia și aș pleca în Ungaria și m-aș face cetățean maghiar. Eu nu m-aș face. Pentru că, nu știu, nu știu. Dar nu pentru de că asta. Nu sunt patriot și nu fac acea ceva. M-am născut aici, aici voi muri. Mie îmi pare familia. Că aici domnul... vom trăi. Mie îmi pare dar... așa că domnul Victor Orban e patriot nu, de Mucava. Nu îl simpatizez. Am pus-o în ghinimene, nu vă supărați, nu-l simpatizez. Ca să vă știți așa. Dar ce voiam să vă spun? Nimeni încă o dată nu se gândește pe viitor
ceea ce înseamnă o pensie, ca un om care lucrează o viață întreagă și așteaptă cât uși decât să, pe ultimii ani de viață, să ducă un trai decent, să aibă un ban pentru un medicament. Nu vorbesc pentru facturile care sunt acum. Nu vorbesc nici de plafonare, care este un lucru foarte rău. Vreau din punctul să meu de vedere. Vă dau o veste și mai proastă de atât. Pe viitor, pensiile vor fi și mai a dracu de mici și mai a dracu de proaste. Da. Pentru că generațiile noastre sunt cu numere ceva mai mari decât generațiile de sub noi. Okay. Asta am făcut și, atenție, în 10 ani vom vorbi despre această criză care va fi enorm de dureroasă pentru milioane de români, pentru că vreme de 30 e mult, dar 20 de ani, nimeni nu a vrut să reformeze pensiile. Și acum ați auzit din nou cuvântul reforma pensiilor de la domnul Ciucă și ați auzit al doilea cuvânt care a spus o să mai dăm niște bani la pensii, ok, foarte multă sărăcie la pensie, dar banii aceștia știți de unde ia? Îi ia din împrumuturile pe care le-ați menționat ceva mai devreme. Pentru că, în realitate, România vrea să facă puține investiții ca să ne dezvoltăm, vrea să plătească mult pentru cetățenii care lucrează la stat și, dacă vrea, poate să-i frigă foarte tare pe aia care lucrează la privat. Și... Nu v-ați spus. Da, dar nu v-ați spus o întrebare așa, în general, ca român. Oare de ce nu se gândesc să facă o lege a pensiilor cât uși de cât echitabilă? Păi cum? Sau cât uși de cât? Ați vrea să-și taie lor pensiile speciale? Nu. De ce nu? De ce nu? Spuneau păi de asta mai zic înainte și eu că mama dumnealui la 1300 lei sau nu știu cât are pensie, da, lucrând în textilă, vreau să la covoare, la chestii dintre alea, intoxicându-se și având probleme de sănătate după un anumit timp. Îi face 1300 de lei? Da. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru participare. Știu că gândiți bine și știu că trebuie să-i silim și pe politicienii din România să gândească corect și echilibrat. Suntem în 2022. Vânturarea populismelor, așa, și unei agende de-astea naționalisto triumfătoare, n-o să facă decât să ne ducă cu capul în zid, de unde tocmai ieși să rămă în urmă cu niște ani. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.